Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La știri puteți vedea zilele acestea filmări dintr-o școală băcăoană unde mai mulți elevi agresează și umilesc alți doi copii cu nevoi speciale. Aceștia sunt loviți, batjocoriți, băgați cu capul în veceu. Unul dintre ei este obligat să meargă în genunchi pe culoar și să pupe mâna agresorului. Totul se petrece în râsetele și chiuiturile celorlalți, care filmează întregul incident, evident. Un caz de bullying la intensitate ridicată, care de data asta a dus la reținerea de către autoritățile elevului Bătăuș, dar trebuie să înțelegem că lucruri similare, mă rog, în proporții diferite, se petrec din păcate foarte des în școlile din România, indiferent dacă noi aflăm sau nu despre ele. Ca de obicei, celor care cred că nu e chiar așa grav, le recomandăm să-și imagineze că li se întâmplă chiar lor așa ceva la locul de muncă. În contextul discuțiilor despre fenomenul bullying-ului în școlile românești, am remarcat o declarație a domnului Nicea Bastaloș, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care a spus că o soluție la această problemă ar putea fi, sau pare a fi, obligativitatea uniformei școlare. Bună dimineața, domnule Bastaloș! Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor PSM. Puteți să ne explicați despre ce este vorba, cum a apărut ideea asta? Este o idee mai veche pe care am mai exprimat-o în spațiu public. Noi am implementat în ultimii doi ani un proiect finanțat de Comisia Europeană pe prevenirea și combaterea discriminării în educația preuniversitară. Și la începutul acestui proiect am avut un sondaj de opinie național în care am măsurat percepțiile, opiniile profesorilor din preuniversitar și a părinților. Nu am putut să facem și pentru elevi, pentru că era încă în pandemia COVID și acolo e o procedură distinctă când intervievezi un elev. Și la întrebarea care sunt cauzele pe care le identifică de hărțuire, de discriminare în mediul preuniversitar, atât profesorii cât și părinții, prima cauză au identificat aspectul fizic, sau l-au identificat ca fiind aspectul fizic, primul criteriu, iar al doilea criteriu este cel de ținut, de cum se îmbracă elevii, și asta face trimitere la posibilitățile, situația economică, socială a elevului. Aici apar o serie de diferențieri, de discrepanțe, pe marginea cărora au loc aceste tachinări, aceste hărțuiri. De fapt, se creează o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare la adresa unui elev sau unui grup de elevi, având în vedere diferențele de posibilități economice și sociale. Adică îi vânează pe cei care sunt mai săraci, mai prost îmbrăcați. Da, îi exclud, îi tachinează, își bat joc de ei. Practic este o formă de hărțuire. Dar aspectul fizic, de exemplu, dacă cineva are ochelari sau nu, sau este vorba de percepție, la fel stă la baza faptelor de hărțuire în școală. Și aceste discrepanțe în ce privește posibilitățile financiare ale părinților pot fi gestionate prin decizia unei unități școlare de a purta o uniformă. Uniforma nu trebuie gândită ca înainte de 1989. Uniforma este o soluție și un instrument uzitat în foarte multe, sau majoritatea școlilor din vest, chiar și din România, pentru că este parte a imaginii, a brandului unei unități școlare prin care își poate exprima valorile. De asemenea are și rolul de a atenua aceste diferențe socioeconomice între elevi și a elimina pe cât posibil aceste surse de hărțuire. De asemenea... O să vă întrerup o secundă? Vă rog. Mă gândesc, bun, pentru școli, pentru licee din orașe mari, ok, o chestie de brand, dar mă gândesc la o școală dintr-o zonă rurală, săracă. Cum poate impune această școală părinților să, ca, mă rog, elevii să aibă o anumită uniformă?
Decizia nu este a școlii. Dacă uitați în legea educației, există un colectiv școlar în care părinții fac parte din acest colectiv și este o decizie care se ia majoritate pe o anumită procedură și dacă colectivul școlar decide să aibă o uniformă, atunci toată lumea achiesează la această decizie. Deci nu impune școala, nu știu, conducerea școlii în sens restrâns elevilor. Nu, dar e aplicabil o astfel de idee în școlile sărace? Da, sunt școli, da, sunt școli care, mă rog, au o formă, o uniformă clasică. De exemplu, există o regulă. Ce pantaloni de ce culoare se pot purta sau rochii și deasupra știu eu un păi, adică da, da, știu, culori și așa mai departe. Dar adică vor veni exact, cu haine de firmă unii. Lucruri. Nu? Vor veni cu... Din punctul meu de vedere, lucrurile acestea trebuie dezbătute și diseminate într-un colectiv școlar, chiar și în zonele, cum ați spus dumneavoastră, cu posibilități economice mai reduse sau chiar și în zona rurală. Este până la urmă o formă de educație în care copiii, elevii pot fi învățați că nu haina contează, ci ceea ce reprezintă omul. Asta nu înseamnă că nu trebuie să avem un standard de igienă și un standard de prezentare și că aceste diferențe nu sunt justificate de a constitui motive de hărțuire și de umilire a altei persoane. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Foarte interesantă idee, așa, dar anchetele și cercetările Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării sugerează că adoptarea unei uniforme școlare în unitatea de învățământ ar putea duce la reducerea fenomenului bullying-ului. Mulțumesc că a fost în direct în deșteptarea domnului Ceaba Astaloș, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.